Am revenit cu cel de-al doilea invitat, domnul dr. Adrian Maier, medic specialist, chirurgie generală. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Știu că vă preocupă piciorul diabetic. Ce înseamnă, de fapt, piciorul diabetic? Prin noțiunea de picior diabetic se înțelege orice leziune, ulcerație, fisură, eroziune, supurație sau deformare la nivelul picioarelor a pacienții cu diabet zaharat. Aceasta este o complicație frecventă și, din păcate, severă a diabetului zaharat, care apare datorită tulburărilor metabolice din cadrul acestei boli. Aceste tulburări metabolice duc la afectarea nervilor, dând neuropatia diabetică, și la afectarea vaselor mari și mici, dând la macro- și microangiopatia diabetică. Ce ne mai puteți spune? Cât de gravă este? Se poate trăi cu această complicație? Da, se poate trăi cu această complicație. Pentru a sublinia gravitatea acestei probleme, voi relata câteva date epidemiologice. De exemplu, în România, în anul 2010, au fost efectuate peste 5.000 de amputații la nivelul picioarelor diabetice. Amputația reprezentând tăierea piciorului. Tăierea piciorului de la un nivel mai mic sau mai mare. Aceasta însemnând aproximativ o amputație la 80-100 de minute. Practica clinică în piciorul diabetic a dus la conturarea regulei lui 15. De exemplu, 15% din pacienții cu diabet zaharat vor dezvolta o ulcerație la nivelul piciorului pe parcursul vieții. 15% din ulcerațiile diabetice vor duce la osteomielită și 15% din ulcerațiile diabetice la rândul lor vor duce la amputație. Tot practica clinică, având în vedere gravitatea acestei probleme, a dus la conturarea regulii lui 50, regula tragică a lui 50, și anume 50% din amputațiile la nivelul piciorului diabetic sunt amputații majore, adică de coapsă sau de gambă. 50% din pacienții diabetici care au suferit o amputație majoră vor suferi o a doua amputație în mai puțin de 5 ani. Și nu în ultimul rând, 50% din pacienții cu diabet zaharat care au suferit o amputație majoră au o speranță de viață mai mică de 5 ani. Da, nu e plăcut ce ziceți. Care sunt posibilitățile terapeutice, totuși? Din punct de vedere chirurgical, noi aplicăm metode de tratament cât mai conservatoare, care se ducă atât la vindecarea leziunilor, cât și la menținerea funcționalității membrului inferior. Chiar și în cazul amputațiilor majore, obținerea unui bond protezabil este un obiectiv important. Eu personal evaluez pacienții cu diabet zaharat pe baza unui indice de prognostic terapeutic elaborat de profesorul Pătrașcu de la București, care include mai mulți parametri: vârstă, sex, vechimea diabetului, tipul de leziune, coafectarea osoasă, visceralizarea diabetului, dacă este necesară intervenția de urgență sau nu, prezența și gradul de compensarea afecțiunilor asociate și, nu în ultimul rând, starea sistemului arterial al membrului inferior. Din punct de vedere al procedeelor chirurgicale utilizate în piciorul diabetic, cele mai utilizate sunt incizii și drenajul unor abcese, amputații de degete, amputații de antepicior, amputații de gambă și de coapsă. Vreau să spun că chirurgul nu luptă singur pe acest front. El face parte sau ar trebui să facă parte dintr-o echipă multidisciplinară, alcătuită din diabetolog, ortoped, chirurg plastician, chirurg vascular, personal pregătit în protezarea membrelor inferioare, asistenți medicali și așa mai departe. O mențiune aș dori să transmit pacienților cu diabet zaharat: tratamentul piciorului diabetic implică seriozitate și răbdare atât din partea echipei cât și din partea pacientului. Și totul poate pleca de la o simplă înțepătură trecută neobservată. Ulcerație și se neglijată. Suprainfectează. Da. Ce recomandări aveți pentru pacienții diagnosticați cu diabet zaharat ca să se ajungă cât mai târziu la aceste complicații? Obiectivul primordial al pacienților cu diabet zaharat este prevenirea apariției complicațiilor chirurgicale, afecțiunilor chirurgicale a piciorului diabetic. S-a observat că prin aplicarea anumitor reguli, amputațiile în piciorul diabetic pot fi prevenite cu până la 80%. Dintre aceste reguli, amintesc câteva. În primul rând, supravegherea foarte atentă a valorilor glicemiei. În al doilea rând,
pacientul trebuie să se prezinte la medicul diabetolog pentru diagnosticarea precoce și tratamentul adecvat al neuropatiei diabetice și a angiopatiei diabetice, care au un rol important în apariția leziunilor. Foarte importantă este aplicarea unor reguli de igienă la nivelul picioarelor și din acestea enumăr câteva. Spălarea zilnică a picioarelor cu apă și săpun, inspecția zilnică a picioarelor, ștergerea corectă a lor, în sensul de a nu lăsa spații umede între degete care pot duce la fisuri, tăierea unghiilor corect, utilizarea unor obiecte de încălțăminte adecvate, comode. Ar mai fi să nu le dea bătături, să nu le provoace bătături, nu? Să nu le provoace bătături, leziuni. Pacienții pot avea o neuropatie senzitivă, ei să nu simtă leziunile și acestea se agraveze. Foarte important este ca pacientul să se prezinte la medicul diabetolog sau chirurg de îndată ce apare orice leziune la nivelul piciorului. Și aceasta pot fi bătături sau calozități, fisuri, ulcerații, roșață, deformări ale picioarelor sau chiar atrofia musculaturii. Foarte interesant. Sper că am reușit să atragem atenția telespectatorilor că nu e de glumit cu diabetul zaharat. Este deloc de glumit. Mulțumesc pentru interviu. Și eu mulțumesc. Aici se încheie ediția de astăzi. În emisiunea următoare vom vorbi despre traumatismele rutiere. Sunt Laura Popescu și vă mulțumesc pentru atenție. Sănătatea în realitate vă privește. Rămâneți sănătoși!